Salutare, dragii noștri, sunt Vivian Loredan de la emisiunea Fashion TV. După cum bine știți, colindăm atâtea țări și atâtea continente și sate, comune, orașe, pentru a găsi noi și poate, cum să zic, cei mai buni dintre cei buni și cei mai... Nu, că nu o dau bine eu. Salutare, dragilor, sunt Vivian Loredan de la emisiunea Fashion TV. După cum bine știți, această emisiune... Stai un pic. Mai lasă-mă un pic ca să... Salutare, dragii noștri, sunt Loredan Vivian de la emisiunea Fashion TV. După cum bine știți, avem această emisiune pe plan internațional și în România am decis să mergem și pe comune pentru a lua pulsul sătenilor la modă. Să vedem ce se întâmplă, cum se poartă mai pe românește, să zicem așa. Se pare că avem și un cetățean care totuși este la modă. Bună ziua! Bună ziua! Stați puțin să discutăm și cu dumneavoastră despre... Alo, domnul, stați, ce se faceți? Păi a zis să stau puțin, am stat puțin. Da, mă referam să stați puțin să vă pun câteva întrebări despre modă. Vă văd foarte echipat cu schiuri, cu ce se întâmplă, cum? E la modă acum cu schiatul, dole. E la modă cu schiatul, acum... Unde te uiți la schi, la asta, mergi lumea la schi, numai și adică weekendurile acasă. Duci la schi și am zis și eu că dacă... Nu știi cum e vremea. A? Nu știu că, uite, ieri de pildă a fost soare. A fost soare și dintr-o dată a început să ningă cu niște fulgi din așa mari și o fost... Atunci clipa aia zic, mă duc să scot schiurile, până mă întorc înapoi, iar a fost soare. Și nici nu știu cum e și atunci zic să-l ia pe mine. Dacă vine vreo zăpadă, să mă dau și eu cu schiurile și un tren. Am înțeles, dar ce a purtat și schiurile și... Da, să nu pierd timp, nu mai mă pun la Poiana Brașov să mă dau cu schiurile. Mă dau aici pe vale, pe acolo, după gunoaile și alea. Păi și pantalonii scurți și... Păi de-aia, că dacă iese soarele, nu mai trebuie să mă dezbrac pregătit de vară, pantalonii scurți. Păi da, domnule, dar sunt peste pantaloni, cum ar veni, adică... Păi peste pantaloni ca să nu trebuiască să mă schimb, dacă se schimbă vremea de 5-5 minute, n-am timp să mai mă schimb. Și atunci sunt pregătit și de vară și de iarnă, am picioare, am bocan și dacă vine soare, am vrut să-mi iau labii din not, dar nu pot să le bag în bocan și căsătoși și oricum nu puteam iau sandalii cam unghiile lungi la picioare și le tai. Am înțeles, deci... Bun, dar văd pe lângă aceste accesorii pe care le aveți, văd și sticlele acestea. La ce vă ajută aceste sticle? Nu e sticli, e colac. E colac la noi aici la magazin să găsești colac, să găsești numai cârbituri, nuși, și Pepsi... Colac, adică colac de salvare sau cum? Nu, din not. Colac da. De not. Mă scuzați pe mine, da. La noi aici vreo 4-500 de metri mai încolo e Dunărea. Am înțeles. Și pe vremea lui Iliescu eu făceam trafic peste Dunări. Cu duceam ce aveai nevoie, motorină, carbit, de-astea, știi? Și treceam Dunărea not ca să nu mă iei, să mă tragă vreun vârtej. Mi-am pus colac de sticlă și e perfect. Păi bun, dar asta bănuiesc că trebuia să le purtați dacă mergeați la Dunăre, dar pe stradă aici, de ce purtați aceste sticle legate de dumneavoastră? Păi mai știi cum e vremea, bă, tăticule, că nu-ți poți să-i că vine soare, după aia zăpadă și odată te trezești că vine din uliță, din cap, un val mare care te ia și te duci. Dacă vine vreo inundație, dacă vine, zi. S-a mai întâmplat la dumneavoastră să vină inundații? Nu, dar dacă vine. Am înțeles, totuși la noi, la România, dacă, da? Văd că aveți și sifoane. Ce faceți cu sifoanele acestea? Pentru că mi-e set. Păi două? Păi două. Am unul plin pentru când mi-e set și unul gol pentru când nu mi-e set. Păi da, dar eu văd că sunt ambele sifoane sunt goale. Păi da, mi-au fost set. Am înțeles, bun, da. Păi, bun, și dumneavoastră, cum v-ați gândit să faci? Totuși, bănesc că a plecat ca un trend această modă și cu șapca, și cu sticle, și schiurile. Da, eu sunt la zi cu moda, încă de pe vremea lui împușcatului tovarăș Nicolae Ceaușescu. Eu aveam acasă, aveam o bibliotecă plină de rafturi cu Neckerman.
Ce, revista Neckermann? Revista Neckermann, o revistă de modă din anii 70, care prezenta moda în Austria și la noi nu se găsea moda din Austria. Și toți oamenii când se uita în ele, zice, uite, femeile fac și o roche de asta, bărbații zice, îmi fac și un costum de asta la comandă, copiile ținea până sub pat, până servant, până aia să mai masturbez după el, că era spurt, era, n-aveam Pornhub atunci, n-aveam de asta, și cu revistele, cu revistele copiii atunci, așa era, știi, și că erau modele feminine la lingerie de baie. Am înțeles, pe și bănuiesc că ați văzut un model acolo în revista Neckermann, după care... Nu, eu n-am făcut de astea cu, după revistă. Nu, cu, după... Aveam gagic. Am înțeles, după care ați copiat sau v-ați inspirat de la dânsul, din... A fost un singur model care v-a inspirat? Nu, am... Eu odată inspir, odată expir, așa, că da, am pus o întrebare agresivă. Nu, eu la mod tot timpul a fost în trend, pentru că v-am zis, mie îmi trimitea cineva din Austria niște reviste și le împărțam cu nevasta primarului, care și ea e în trend, săraca. O, deci ea se... Nu, ea nu făcea de asta, că nu erau decât modele feminine în reviste. Am înțeles, da. Dar totuși dânsa ieșea în tren, să îmbracă bine, e... E să îmbracă, că are bani, e în bani de omul ăsta, numai vizoani, numai vulpi polari, prinzi aici pe Dunăre la noi, că dacă le prinzi iarna înghețate, știi, e albi toate și așa rămâne. Am înțeles, da, le și zice da, polari. Că le vedea vulpi, le se speria, înțeles, când o vedea pe nevasta primarul, că e urâtă cu cregi. Am când o vedea, pac, albea vulpi, aici e vulpi polară și dacă nu o vândut pe sat, aici pe la toate babile. Bun. Ați primit cumva vreo propunere pentru Europa sau alt continent să mergeți, să creați? Da, chiar am fost la un schimb de experiență, după cum se vede, pe Bască, în Etiopia. Etiopia, da, da. Da, o țară din Australia care se află în sudul Africii. Da, exact. Și este acolo a fost ca un schimb de experiență, dar la ei n-am avut ce mod să duc eu, că acolo e foarte cald afară. Bun, păi și bănuiesc că puteți să faceți cum e la noi IA sau ceva. Nu, le-am dus shorturi, că acolo toți africanii umblă în shorturi. Am înțeles. Umblă în shorturi și e mai multe feluri de shorturi, că ele se poate folosi la mai multe funcții, adică shorturile mici ca ăsta așa, le de îmbrăcat. Alea mai mari poți le faci sac, le strângi la crac și bagi banane în ei, știi, în ăsta nu intră decât o banană și două smochini, păi. Dar nu de ale africani, că la africani are ăia niște banane. Și când e apă rece zici că e copac, nu banană. Am înțeles, da, bun. Păi și ce puteați să, cu ce puteați veni în plus la o pereche de kilo sau pantalon pentru cei din Etiopia? De... A, păi veneam, că nu veneam singur, veneam cu nevastă mea, veneam cu copii și... Nu m-ați înțeles, sper. Deci veneați cu o pereche de pantalon și ați vrut să o reinventați, sau pantalon scurs, și îi puneați în plus ca să atrageți oamenii de acolo sau... Am vrut să-i punem zurgălăi. Ca la călușarii noștri, să înțelegi. Exact, am vrut să mergem cu echipa de călușari în Africa, să facem un schimb de, totuși un schimb de experiență și de un schimb multicultural. Și n-aveam ce să mergem cu ei acolo, că la african v-am zis că e cald și costumul e numai pantaloni scurți și atunci n-avea unde pune ciucurei la pantaloni, n-avea unde pune zurgălăi și așa că am vrut să-i luăm îmbrăcați în pelea goală ca să, numai cu bastoanele, știi, de căluș. Da. După alea a pus pui ciucurei și asta, da, și făceam și o șmecherie, dădeam bastoanele la lustruit acolo la african, că aleo, dacă nu spargeam. Păi bun, și totuși ați reușit, a mers afacerea sau nu v-a plăcut, nu, n-ați avut vânzări, n-ați avut, nu știu, ce s-a întâmplat de v-ați întors în România și... M-am întors să stabilim cât de groase să fie bastoanele la călușari, că până la urmă am stabilit o întâlnire de afaceri acolo, o să mergem, dar trebuie să duc și echipa de călușari să le cunoască pe negrese și invers și ele să cunoască bastoanele. Am înțeles. Păi și la africani, dacă totuși africanii învață dansul românesc, călușul, da. Dacă învață călușul, cum veți face, ce soluție veți găsi pentru ei? Cu ciucurei a spus că îi veți atârna. Nu, cu soluții
o să luăm pe 19 ăsta de repară frigiderii, că aduce el soluții de freon. Nu, nu, soluții în legătură cu moda, cum îi îmbrăcați, cum îi aranjați pentru spectacol. Păi cum îi îmbrăcăm și noi acasă, cum să, dimineața, te scoli, te cufurești, te faci nevoile, după aia te duci, te speli, te îmbraci frumos și după aia ieși în oraș, așa, și păi învățăm să scoală dimineața, învățăm să căcuiască, să pișoiască și după aia să se îmbrăcească. Am înțeles, deci totuși aceasta e moda în comună la dumneavoastră, da, dumneavoastră sunteți un fel de Cătălin Botezatu, să înțeleg, pentru această comună. Nu, nu, să mă ierte Dumnezeu, dar eu am prietenă fată. Am înțeles, nu, da. Botezat, da. Cu de-aștia s-o fi botezat, el nu știu în ce religii, de la noi n-ai voie cu de-astea. Dacă te prinde cu... te rupi tot. Mai există cineva în sat așa de... Eu nu vreau să spun acum să fac niște afirmații, dar există. Satul se numește Părțari, vă dați seama de ce. Am acum... Dar vrem să facem imagini bune acolo, mergem și spunem că suntem toți însorați. Da, dragii noștri, cam atâta din satul Pârțar. Am fost Vivian Loredan și alături de noi a fost domnul... Ești Vivian Loredan? Da. Sunt treacu, bă, Vivian, nu bine, noi o țuică. Haideți, vă rog frumos, totuși, să la televizor. Ia-ți și mi-o leacă schiurile, bă, bolanos, întrerupeți. Ce faci, bă, bolanos. Întrerupeți.